A fost spectacol de 5 stele la Cluj în sala Horia Demian. Cei mai buni basketbaliști străini și români din țara noastră au evoluat la cea de-a 13-a ediție a All-Star Game-ului basketului masculin românesc. La cel mai așteptat eveniment basketbalistic al anului au participat peste 2000 de spectatori, care pentru o seară au asistat la un adevărat regal, cum se poate vedea doar în NBA. În meciul stelelor s-au întâlnit selecționata Nordului și cea a Sudului, iar cei 28 de basketbaliști au dat totul pe teren pentru a încânta asistența. Meciul a fost câștigat cu 135-124 de selecționata Sudului. În cadrul acestui eveniment, un Mobitel Cocluj a pregătit un concurs de slam dunk, dar și unul pentru cel mai bun aruncător de 3 puncte. MVP-ul competiției a fost desemnat Luis Darby, autor a 28 de puncte și 9 pase decisive. Show-ul băieților a venit la aproape o lună de la All-Star Game-ul feminin organizat la Târgoviște. Prin comparație, dacă la Cluj au fost 2000 de spectatori, în condițiile în care prețul unui tichet a fost de 100 de lei, la Târgoviște s-au strâns 5-600 de oameni cu intrare liberă.